Salutare din nou, prieteni! Astăzi, 29 martie, am ajuns din nou pe Frăsinet. Am ajuns la ora 12:30 cu o singură undiță, un singur băț. Am dat tot pe zona care am dat data trecută, exact aici de la pontoane la următorul dâmb. Nenea asta. Ca să vedeți, drumul e pe acolo, dreapta, și ajungeți aici. Un singur băț. Și vreau să vă arăt și ce am prins. Și vă spun și la ce am dat. Mai exact. Am dat bonduil și cocoloș de mămăligă făcut acasă. Nu din ăla cumpărat. Da? Și am prins. Deci, cât e ceasul acum? La 12 jumate am ajuns. La 12 jumate. La 12 jumate e am ajuns. 43 minute. Și este 4 și 3 minute, 16 și 3 minute. Și acum vă arăt ce am. Uitați cum am dat. N-am dat la undiță, am dat la un Sheffield, mi-am făcut dintr-un feeder. Uitați. Țipluta. Ac mic, ia uitați-l aici, nu știu dacă se vede, nu prea se vede, ba, se vede, hai, ia uitați-l acum, ac mic, fir de 18, plută de 1 gram, fără înaintaș, fără nimic, simplu, simplu, exact cum v-am învățat eu și cum dau eu. Și am luat de la ora 12 jumate până la 4. Uitați ce am luat. Deci, pește se prinde. Atenție pentru hateri. Peștele ăsta nu-l mănânc eu de nebun, mai dau și la alții. Am neamuri de norocire. Am neamuri de numai întrebui dușmani. Am zis bine, Dragoș? Perfect. Sunt la pescuit cu renumitul Dragoș, care voi îl știți, ia uitați-l. Știți voi, ce, cu undița aia care, cu Vă scoci. salut, vă salut! Cu scoci. Încă el nu și-a scos peștele din baltă. Bă, să nu uiți peștele din baltă. Nu, nu, bă, lasă-l uit. El încă n-a... Nu și-a scos peștele. Eu n-am avut juvenic așa că l-am pus într-o găleată. Am luat și caras. Caras, roșioară, plătică, bălos, babușcă. De toate pentru toți. Ați înțeles? Ia uitați. Ce frumusețe. Peștele mănâncă, numai că trebuie să dați de el. Am mâncat între ape. Nu am mâncat la fund, nu am mâncat la suprafață, am mâncat între ape, la apa de 1 metru, 1 metru 20. Cam așa. Așa că vă doresc fire întinse, fraților, și să fiți sănătoși.